Vorbeam de conexiunea cu străbunii. Este un termen pe care mulți încearcă să-l definească în cuvinte, ce presupune această conexiune. Încercăm să ne explicăm cu mintea ceea ce, de fapt, sufletul nostru deja știe. Prin inițieri, din punctul meu de vedere, se produc, de fapt, activări. Activări în structura noastră ADN. Activări în ființa noastră, în structura noastră informațională. De fapt, acești străbuni sunt în noi, ca și informație. Nu am fost niciodată separați de ei. Când spun că prin intermediul anumitor tehnici, dar în special prin atingerea anumitor puncte de lumină, portaluri către alte lumi, au loc instantaneu aceste conexiuni, aceste activări. O să vă propun să privim din două perspective. Odată una a materiei, a lumii în care trăim, și prin intermediul minții noastre, cum încercăm să explicăm această informație, aceste informații, această cunoaștere. Și a doua perspectivă este, de fapt, perspectiva spiritului, care presupune starea de a fi, starea din care, într-adevăr, puteți conștientiza cine sunteți și să descoperiți cu adevărat ce înseamnă puterea interioară. Din perspectiva materiei, am fost familiarizați cu noțiuni. Informația capătă o formă. De asemenea, această informație o personificăm. Simțim nevoia de a o găsi într-un mod definit, prin care noi să putem crea coerent niște corelații, niște analogii, să înțelegem. Este clar că, din punct de vedere al lumii în care am ales să ne întrupăm, o parte, pentru că o parte din structura noastră se află și în alte dimensiuni, dar în această dimensiune materială, pentru a înțelege menirea noastră, este necesar să găsim metoda, armonia, de fapt, dintre materie și spirit. Când vorbim de starea de a fi, mulți își imaginează că trebuie să muncească, să facă. De fapt, nu trebuie să faci nimic. Trebuie doar să trăiești și să simți. Am descoperit ce înseamnă informația, cunoașterea, atunci când sufletul meu a fost pregătit, când a ajuns în acea stare în care căuta anumite răspunsuri. Ulterior am înțeles că, de fapt, înainte de a formula întrebarea, de fapt există răspunsul, pentru că altfel n-ar fi existat întrebarea. De fapt, căutăm să descoperim cine suntem și care este menirea noastră. Prin prisma materiei, prin prisma dimensiunii materiale în care noi ne-am întrupat, căutăm să dăm o formă acestei informații, să fie ușor accesibilă. Și găsim fel de fel de definiții, găsim fel de fel de noțiuni, căi prin care încercăm să ne racordăm la informația primordială. Când vorbim de străbuni, vreau să mergem un pic mai departe de epoca getodacă. Și vă invit să călătorim în lumea primordială a momentului în care viața aici pe pământ a prins o formă. Când vorbim de civilizații primordiale, vorbim într-adevăr de civilizațiile lemuriene, de civilizația lemuriană, dar și de cea atlantă. În noi se află acea informație care se activează, se află acea cunoaștere a acelor timpuri.
Nu este necesar să cunoști cu mintea, să începi să studiezi. Eu când vorbesc de cunoaștere, vorbesc la un nivel de trăire, de creștere vibrațională, astfel încât să ai acces la sursă. Ce încercăm noi să definim, gândiți-vă că este doar o formă de suprafață a ceea ce înseamnă esența, ce înseamnă cu adevărat filonul informațional autentic, cine suntem noi cu adevărat. Sunt episoade în viața noastră, sunt momente pe care le traversăm la un moment dat, care ne determină să aflăm cine suntem. De prea mult bine, omul n-a căutat să se îndrepte, să-și îndrepte atenția spre cine este și ce valoare se află în interiorul lui. Și întotdeauna a fost nevoie de cât un stimul. Eu numesc acești stimuli un fel de rău necesar. Oare noi mai aveam discuția asta dacă eram acolo pe poziția de a cunoaște cu adevărat cine suntem? Națiunea noastră și-ar mai fi pus problema reașezării pe o treaptă în ochii celorlalți? Vedeți? Se spune că am avut, de fapt, această cunoaștere și, într-adevăr, am avut-o. În zona Munților Buceci, mi s-a spus că omenirea a avut cunoașterea, dar nu a știut ce să facă cu ea, a uitat să trăiască în prezent. Oare ce înseamnă acel a trăi în prezent? Este, de fapt, acea stare de a fi, de a-ți trăi viața în mod conștient. Deci civilizațiile primordiale, într-adevăr, aveau această conexiune creată cu sursa. Aveau un alt fel de a fi, un fel de a fi pe care mi-a fost dat să-l simt, să-l retrăiesc în momentele de meditație și de conexiune cu locurile sacre. Acolo, în locul de acasă din Buceci, am observat că informația nu vine sub o cascadă de date, ci mai curând o stare să simți informația, să știi că știi că este deja inoculată în structura ta. De aceea spun că inițierile nu presupun o stare de a face. Trebuie să fac un ritual, trebuie să mănânc nu știu cum, trebuie să... De fapt, ajungând în această stare, pur și simplu, prin intenție. De aceea mulți se complică și bat pasul pe loc și au senzația că au nevoie de un anumit context, au nevoie de un anumit timp, că nu le-a sosit momentul, că mai citim o carte, mai facem vreo 2-3 cursuri și așa mai departe. Și tot amână momentul, de fapt, al descoperirii potențialului interior. De fapt, să descopere cine sunt. Amână acel moment al trăirii în prezent, creând mereu alte alternative, proiecții către un anumit viitor confecționat după așteptările minții. Am fost învățat să gândim complicat. Și implicit, gândind complicat, ne-am îndepărtat, de fapt, de esență. Am pus accent foarte mult pe formă. Bun. Conform nivelului nostru de percepție din univers, atunci există această concesie făcută față de noi, de umanitate, de ființele care populează acum Pământul. Au zis, bun, conform nivelului lor, au nevoie de a înțelege și de a filtra într-un anumit mod informația. Și atunci s-au dat anumite simboluri. S-au dat spre a cunoaște și a descoperi anumite forme. Informația în formă pură nu poate fi percepută de mintea umană. De aceea a fost necesară această traducere a informației.
și de această adaptare a informației. Prin urmare, ceea ce noi percepem ca și spirit din alte lumi, așa cum foarte frumos ne-a condus Cornel în această meditație a spiritului lupului alb, prinde o formă, sub forma lupului, tocmai pentru ca mintea noastră să fie capabilă să traducă, de fapt, racordarea cu informația esențială, cu egregorul națiunii și, dincolo de acest egregor, cu un câmp informațional vibrant din care noi ne extragem acum aceste date. Prin urmare, omul a ales sau s-a menit omului să perceapă o parte din informația universală prin intermediul formei. Nu este greșit și să încercăm să ne debarasăm de aceste concepte că trebuie să fie într-un anumit fel sau există un anumit șablon. De fapt, corect pentru tine sau adevăr pentru tine reprezintă ceea ce tu extragi ca suma tuturor trăirilor tale, al convingerilor tale. Este bine oricum ar fi. Când spun că mă racordez cu străbunii, că mă duc și călătoresc în acel timp și spațiu pe care mintea mea îl percepe ca fiind liniar, este ok. Se poate și așa. În schimb, când spuneam din perspectiva spiritului, de fapt în univers, în forma abstractă a creației și creatorului, timpul și spațiul sunt simultane. Parte din noi sunt acum acei străbuni în acel timp și spațiu. Noi, de fapt, suntem ființe multidimensionale, ca părți ale creației și creatorului. De aceea ne este foarte ușor, atunci când intrăm în meditații și intrăm în anumite stări, în anumite locuri, să citim informația. De fapt, citirea informației, scanarea informației dintr-un anumit timp și spațiu, nu este deloc filozofală. În momentul în care, prin intenția mea, cer, vreau să mă racordez cu energia străbunilor mei, clar, mă racordez cu acel egregor, cu acea bază universală care deține o parte din cunoașterea universală structurată pe filonul românesc din cele mai vechi timpuri până acum. Te poți conecta după reperul pe care tu-l alegi. Și aici vreau să înțelegeți, sunt cele două mari repere. Unul, conform gândirii omenești și modului familiar multora de a se raporta la timp și spațiu. Dar ceea ce vă vorbesc și ceea ce transmit odată cu activarea mea, în urmă cu câțiva ani, acolo la Sarmi Segetuza, mi s-a schimbat fundamental modul de percepere a universului, a vieții, a esenței, a informației și așa mai departe. Se referă, de fapt, ceea ce vă îndrum eu, este să vă racordați, să vă imaginați cum vă racordați, de fapt, la o imensă bază de date. Și să pătrundeți în structura aceea a stării de a fi, a universului. Prin locurile inițiatice prin care treci, l-am numit inițiatice pentru că permit racordări foarte ușor, rapide, cu acele câmpuri informaționale, de fapt se produc activări, așa cum și astăzi, prin intermediul Cornel, s-au realizat acea conexiune cu spiritul lucrului alb. Dar imaginați-vă că noi de fapt avem această bază de date, această istorie a ceea ce suntem noi, atât ca individ, cât și ca nație, acolo la dispoziția noastră, în acel plan suprem. Nu ai nevoie să citești. Mulți își imaginează că a cunoaște presupune să iau pagină cu pagină, să răsfoiesc. Sau să vizionez foarte multe documentare sau să merg la foarte multe cursuri
sau o multitudine de alte variante omenești. De fapt, a cunoaște înseamnă să pătrunzi în acel câmp informațional. Și vă spun că nu poate fi definit în cuvinte. Cei care au trăit, și sunt printre voi și astfel de persoane, care au trăit acele experiențe, știu ce vorbesc. Cuvintele sunt prea sărace, noțiunile din materie, din forma noastră de a fi aici, sunt insuficiente spre a reda această conexiune cu baza universală de date. Este trăire combinată cu emoție, cu sentiment, dar și în același timp cu o revelație. De fapt, cunoașterea autentică, cunoașterea spiritului vostru, vine de fapt prin revelație. Mintea are doar rolul de a filtra și a pune, de a gestiona o anumită informație, are un rol esențial și de asta este important ca și mintea să fie în condiții optime, într-o formă de echilibru, tocmai pentru a percepe aceste conexiuni. O să vă spun, uite, de exemplu, vorbeam de spațiul străbunilor noștri, al neamului nostru. Nu este restrâns, așa cum ne imaginăm noi, delimitat doar de o graniță. Spațiul străbunilor noștri, în vremurile la care noi ne raportăm și conform convenției pe care noi o abordăm din punct de vedere istoric de a primi timpul liniar, a avut și are, de fapt, dacă e să vorbesc la modul simultan, o întindere mult mai mare. Am trăit o conexiune în ținutul Turciei de astăzi, pe Nemrut Dacii, anul trecut, în ziua solstițiului de vară. Și apropo că nimic nu este întâmplător legat de aceste momente. Momentul solstițiului de vară, pentru mine reprezintă un punct de deschidere al cerurilor. Așa îl percepe sufletul meu și așa îl traduc în cuvinte. Am fost acolo pe muntele dacilor nemuritori, îi spun unii, dar Daci, denumirea de Daci presupune munte în traducere. Am avut acea conexiune cu filonul străbunilor noștri și de pe acele teritorii. Deci am accesat un timp spațiu al acelui perimetru. Într-adevăr, este esențială și trecerea noastră prin anumite locuri. Pentru că se activează, când vorbesc de acele inițieri, nu mă rezum la, știu, inițieri cunoscute într-un limbaj sau făcute în anumite cercuri sau zone ezoterice și așa mai departe. Și presupune pur și simplu activarea din structura noastră prin vibrații, prin frecvență, se deschid în interiorul ființei noastre, în ceea ce suntem, se deschid niște porți de comunicare cu sursa, te racordezi. Conexiunea cu străbunii, spuneam că nu se pierde niciodată, îi avem în interiorul nostru. Străbunii noștri, din acest timp și spațiu, dar și străbunii noștri, părinții civilizațiilor noastre, al civilizațiilor lemuriene, atlante și cea umană de acum. Parte din noi trăiește simultan. Și vă spuneam că am ajuns la această înțelegere trecând frecvent prin locuri inițiatice, prin locuri de lumină din România, dar vă spuneam că și din străinătate. Imaginați-vă, ca să înțelegem cum creăm noi anumite conexiuni și cum ne extragem anumite informații, deci imaginați-vă câmpul informațional, creația și creatorul, ca o imensă planșă de matematică, cu pătrățele. Da? Pentru că, nu întâmplător, și Pitagora, da, de care ai amintit, era de fapt un inițiat și transmitea informația într-un mod codificat matematic. Muzica, matematica, fizica sunt limbaje de exprimare a informației universale. Bun.
imaginându-ne cunoașterea, tot ceea ce există sub această formă, noi la un moment dat suntem poziționați conform nivelului nostru de conștiință, dar și vibrații din acel moment, într-un anumit pătrățel al acestui mare tablou matematic. În momentul când, prin intenția mea, dau engage, activare, da? Vreau să percep, pentru că intenția este cea care îți creează direcția și îți deschide, de fapt, poarta. Prin intenția mea, eu vreau să mă raportez acum cu acel timp și spațiu și să aflu anumite informații. Până în momentul acela, prin intenția mea, prin vibrația momentului acela prezent, eu mă propulsez către o altă pătrățică, un segment informațional reprezentat printr-un pătrățel al acelei foi de matematică. De aceea spun că atunci când călătorești cu sufletul și vrei să afli niște răspunsuri, călătoriile acestea pe care eu le fac nu sunt turistice. Sunt inițiatice pentru că de fiecare dată racordarea dintr-un anumit moment, tu, cel de atunci, mereu te vei propulsa către un alt segment, către o altă pătrățică din univers. De aceea nu seamănă o trecere a ta cu alta printr-un anumit loc, chiar dacă este același. Poți să te duci într-un loc de 100 de ori, dar de 100 vei avea 100 de trăiri. Nu poți să compari o trăire care a avut-o acum cu alta din trecut. Fiecare te va iniția și îți va revela, de fapt, un alt crâmpei informațional. Tot legat de timp, unul dintre mesajele pe care le-am perceput relativ recent, care mi-a fost transmis, a fost că noi suntem stăpânii timpului. Să vină informația asta de la străbunici, de la părinții civilizațiilor noastre, de la zeii, cum îi numim noi, sau să fie oare un fragment din amintirea ceea ce suntem fiecare din noi în parte, nu doar unii pot sau doar unii sunt, toți suntem raportați. În fiecare din noi se află, de fapt, acea particulă, acea formă din dumnezeire pură. Într-adevăr, purtăm pe un filon, în funcție de menirea și de, să zicem, o specializare a sufletului nostru, o sumă de date special făcută, da, setată, după o anumită matrice, care îți permite dezvoltarea pe filonul respectiv. Și de aceea ai uneori senzația că, deși tu acum, în viața actuală, poate te ocupi de inginerie sau contabilitate, dar este ceva în tine care spune: oi, știi ceva, eu am o plecare extraordinară să pictez sau să cânt. Am în mine vibrația acelei informații și n-ai studiat niciodată. De unde vine, de fapt, acea manifestare a ta? Nu din câmpul tău informațional, din matricea cu care tu vii. Este important să conștientizezi potențialul tău, pentru că în felul acesta, într-adevăr, vei ști ce să faci cu el și să nu-l mai transferi. Să știi că în tine stă puterea de a schimba lumea asta. Nu mai aștepta de la alții. Ne așteptăm tot timpul să vină altul în față, să-și asume anumite concepte, viziuni și noi doar să urmăm. Dacă se poate să ne spună cineva ce să facem, este ideal. Ieșiți din starea de executant. Fiți liderii vieții voastre. Ieșiți din faza aceasta în care tot timpul trebuie să-mi explice cineva ce trebuie să fac sau cum să fac. Și descoperă că, de fapt, informația se află în tine și vei ști întotdeauna ce să faci. Este necesară reamintirea ceea ce ești și aceste momente de reamintire a neamului, de fapt, presupun o activare a acestei memorii.
Când ați intrat în meditația în care ați fost conduși într-o anumită stare, într-un anumit trecut, să vizualizați trecutul vostru, de fapt, în momentul ăla conștient, v-ați racordat la anumite piese din matricea voastră. Este posibil să îți dai seama de potențialul tău interior și atunci când te aștepți mai puțin. Și atunci când, culmea, de multe ori poate abandonezi ideea de a face. Ați remarcat că atunci când vă preocupă foarte mult o chestiune, o întrebare, o situație, stai întors pe toate părțile cu mintea și te aștepți să-ți vină ideea de 1000 de puncte. Atunci, acum, în clipa aia. Și de fapt descoperi că ideea de 1000 de puncte vine tocmai atunci când nu mai ești atât de înfrâncenat cu mintea, atât de concentrat și când ajungi în starea aceea minunată de a fi. E, în starea aia de a fi, mulți își imaginează că este undeva un spațiu rezervat în viața lor, în care vor avea timp să ajungă în starea de a fi. De fapt, lumea evoluată spre care noi tânjim, în care vrem să ajungem și să o manifestăm, se creează din starea de a fi. O parte dintre noi sunt în această stare și pot să înțeleagă ce înseamnă a fi. Au renunțat la a face sau a avea. Când ești în această stare de a fi, de fapt, reușești să te racordezi și știi și ce să faci și cum, prin ceea ce faci, ai. Deci nu este o condiționare că întâi trebuie să am un confort, o stare, o așa, să știu ce să fac din cu ceea ce am și apoi o să ajung și la starea de a fi. Trăiți în prezent, pentru că ăsta a fost și mesajul și ăsta este sensul mesajului pe care l-am perceput acolo în Buceci. Este vorba, de fapt, de o schimbare de viziune asupra vieții și a Universului. Veți ști ce să faceți și fără a fi necesar să luați sau să implementați din exterior. Răspunsurile sunt în fiecare din noi. De asemenea, când vorbim de aceste spații sacre, aș vrea să înțelegeți că invitația mea de a descoperi cine sunteți nu presupune o provocare în care să demonstrați cuiva, vouă sau altuia, cine sunteți. Atunci lucrați din minte, lucrați din starea de a face. Sunt spații care te cheamă, sunt locuri care te cheamă. De fapt, amprenta energetică lăsată de străbunii noștri în anumite spații, ancorele pe care noi le-am lăsat în acele spații sunt, de fapt, cele care te cheamă. Este foarte simplu. De aceea, când avem senzația că trebuie să călătorim într-un loc, avem această pornire, de fapt, ceva din structura informațională de bază dă un semnal. A sosit momentul. E, acela este momentul în care vă spun că este momentul să acționați. Acela în care simte sufletul vostru. Nu pentru că am auzit că se întâmplă nu știu ce fenomene în anumite locuri, că am auzit că este minunat, alergi după senzațional și rămâi la suprafață, la periferia informației. Trăirea, spiritualitatea, ceea ce ești tu cu adevărat, nu este în senzațional. Uite, apropo de o realitate a timpului nostru și a spațiului nostru în care trăim, au apărut de la începutul anului niște sincronicități în viața mea, se leagă niște informații, niște date care mai vin confirmate și pe alte căi. După ce simt, trăiesc o anumită informație, apare și o anumită confirmare din o altă zonă, că da, într-adevăr, ceea ce ai perceput, uite, a mai fost sesizat și de unul și de altul. Și în același timp, ceea ce se întâmplă în acel moment este, de fapt, un confort, să zicem, o alinare a minții noastre, că, băi, știi ceva, uite,
Până la urmă, ai păstrat contactul cu realitatea, acea realitate obiectivă, și că n-ai luat-o nici razna, nici nu ți se pare, nici nu e o iluzie. De aceea spuneam că în lumea în care trăim, trebuie să găsești acea armonie între materie și spirit. Să nu blamezi o cale sau să spui că doar așa poți să cunosc, făcând, de fapt, o delimitare între materie și spirit. Trebuie să înțelegi că abordarea este holistică și este pe toate planurile. Accepți și dimensiunea în care ești întrupat. Da, avem nevoie de formule matematice, avem nevoie de inovații, avem nevoie de tehnologie până într-un anumit punct, da? Pentru că asta este materialitatea, astea sunt legile materiei. Dar în același timp, ceea ce vreau să vă conștientizez este că sufletul, spiritul, informația din planul acela eteric, subtil, este dincolo și cuprinde inclusiv și această formă de materie. Când ajungi să percepi totul din această stare în care universul nu are timp și spațiu, atunci, într-adevăr, înțelegi cum să modelezi materia. Și spuneam că am avut o trăire în contextul anumitor evenimente care au avut loc cu manifestațiile acelea de stradă, da? Cu guvernul jos, guvernul sus, guvernul. Și aici vreau să înțelegeți un aspect. Sunt apolitică și tot ceea ce transmit este la nivel spiritual. Nu am simpatii de nicio parte. Pentru mine politica e o altă sferă. În momentele acelea aveam stări ciudate. Într-adevăr, de dureri de cap, simțeam vibrațiile tumultoase, atât ale oamenilor, dar și cele create, menite să stârnească acea mânie. E, aici este interesant, apropo de războiul psihotronic, da? De ce se poate întâmpla și cât de ușor omul, prin necunoaștere, poate să plice în anumite plase. Vă spun că atunci când ești în starea de a fi, indiferent de provocările la care ești supus, indiferent de atacurile psihotronice sau știu cum vreți să le numiți, la care sunteți supuși, puteți face față pentru că sunteți într-o acea stare de a fi vibrațional înaltă. Tehnologia a fost creată de om. Tehnologia imită ceea ce există nativ în informația universală, dar și în structura umană. Sunt create pe alte code, să spunem, de manifestare, pe alte formule, dar în esență, ceea ce un aparat poate face, și benefic și malefic, să luăm așa, de fapt se află în noi. Avem această zestre de la străbunii noștri. Și spuneam că, fără să mă gândesc la ce se întâmplă în spatele cortinei, să zicem așa, în spatele a ceea ce se afișează, am avut o deplasare la Șinca Veche. Locul unde se află, găsesc și sunt ziene, am fost și acum de sunt ziene pe 24, dar în același timp un loc, unul din locurile în care civilizațiile primordiale au trecut pe acolo. Și în cadrul meditației am observat că o ființă care a luat o formă albastră indigo în viziunea mea, o formă oarecum umanoidă, dar fără a fi conturată explicit, da? Cum este materia densă, deci într-o formă diafană, observam că mi-a dăruit ca un fel de piatră și a implementat-o în dreptul celui de-al treilea ochi. Urmăream în timpul meditației ce se întâmplă în acel moment. Și de fapt, ca niciodată, observam cum se refăcea conexiunea neuronală. Deci pur și simplu, cum fascicole de lumină pătrund prin creier, vizualizam într-un sistem holografic, ca și cum mă priveam pe mine, ceea ce se întâmpla în interiorul ființei mele. Odată cu acea inițiere, în cadrul acelei meditații,
Am constatat venind în București, unde în continuare era acea zarpă și forfotă, că nu mai aveam niciun disconfort. Atunci am înțeles că prin activarea respectivă s-a dat remediul sau antidotul la atacurile psihice. Atunci am înțeles că în potențialul nostru se află, de fapt, soluția la absolut orice. De aceea, străbunii noștri plecau la luptă mereu neînfricați. De aici, din acea cunoaștere pe care ei încă o aveau activă și care se vorbea foarte clar, mult mai clar decât în vremurile noastre, aveau acel acces la cunoaștere, ei știau, de fapt, cum să se manifeste. Deci, prin urmare, nu trăiți în iluzia că trebuie să existe un remediu neapărat exterior pentru ceva care să modifice structura ta. Tot ceea ce este creat de om, tot omul, prin om, prin intermediul raportării la esența lui, poate să rezolve. Nu mai vă lăsați pe ureche și așteptați că trebuie să iau hapul nu știu care sau trebuie să fac știu ce ritual sau că trebuie să apelez la nu știu ce aparat. De fapt, conexiunea cu sursa și cu esența ceea ce suntem se întâmplă instantaneu. Se întâmplă instantaneu atunci când tu intenționezi să afli un răspuns. Tot în locurile acestea, viziunea asupra Universului și tot ceea ce am, o parte am scris și în cartea Primii Pași, în primul volum, toată această viziune a mea despre univers, viață, structură informațională, mi-a fost dăruită în decursul timpului. De fapt, s-a activat acea memorie. Nu poți să spui, domne, în clipa asta, sunt situații, într-adevăr, momente cheie, repere, în care știu unde mă aflu și unde a curs acea informație, unde m-am racordat la ea. Dar este important să înțelegi că nu asta trebuie să fie preocuparea ta, care a fost ăla dumne momentul. Că nu mai țin minte. Mai mult decât atât, mare parte din informațiile care îmi sunt revelate, când intru în acele stări, în locurile de lumină, cum este Sfinxul, Sarmisegetuza, Peștera Polovragi și așa mai departe. Când fac conexiunile, intru pe un anumit filon informațional, ele rămân structurate în ființă. De multe ori uit, dar foarte rapid, cu mintea. De aceea vă recomand când intrați în anumite stări, fie aveți un reportofon lângă voi, fie cineva care să scrie rapid, când aveți anumite revelații, când intrați în acele stări, atunci să fie momentul captării informației, pentru că mintea noastră are o capacitate redusă în comparație cu structura noastră informațională, cu sufletul nostru. Noi avem uneori orgoliul ăsta că trebuie să le știm pe toate, dar oare ce să știm? Nu este vorba de fapt de o cantitate și pierdem calitatea? Că de fapt ne axăm pe volum, pe dimensiuni. Foarte mulți își imaginează că o cunoaștere vastă presupune studii, pagini parcurse. Dar de fapt, la ce se folosesc atâtea date memorate dacă tu nu utilizezi într-un mod activ acea informație și nu ți este necesară? Încercați să fiți un pic mai selectivi. Să înțelegeți, bun, și la ce-mi folosește mie. A, am ajuns și la paradoxul ăsta să-mi pun întrebarea, bun, și ce-mi folosește mie să știu câte dimensiuni are universul ăsta. Conform nivelul în care eu sunt întrupat acum, ce, e o chestie de cunoaștere doar la nivel mental. Important este ce fac cu acea cunoaștere și cum o utilizez, cum îmi trăiesc viața de fapt. Că nu asta trebuie să fie preocuparea mea, ci preocuparea mea trebuie să fie în sensul de a mă centra pe mine, schimbându-mă eu, activându-mă eu, descoperindu-mi potențialul interior, de fapt, în felul acesta să pot să transmit mai departe
Și implicit, odată cu acumularea acestor informații, cu acele câmpuri vibraționale care intri, vibrația ta este cea care se modifică. Tu devii lumină în acel spațiu. Nu vă imaginați că automat trebuie să fac ceva. Acum când vreau să mă activez, schimb câmpul și trebuie să stau într-o anumită poziție. Inclusiv lucrul ăsta, tot în vatra străbunilor, la Sarmi Secetusa, când am fost în perioada Revelionului, mi-a fost dat să trăiesc o experiență în care era imediat după instaurarea regimului ăsta de muzeu al Sarmi Secetusei și nu se mai permitea accesul în temple. Și eram oarecum așa și indignată și supărată că una este să fii fizic în templul, în marele calendar pe care eu îl numesc de fapt templul pământ și o să vedeți că într-adevăr denumirea de pământ, faptul că acolo este reprezentată trecerea timpului planetar al pământului, al terei, are legătură cu denumirea, dar practic acolo se face conexiunea cu tot ceea ce înseamnă viață pământeană și prin intermediul planetei, intraterestru și extraterestru. Deci cu racordarea la informațiile din alte câmpuri vibraționale, deci acolo mi s-a spus, învățați să nu mai fiți ostentativi. Pentru că fiecare vrea să-și afișeze sistemul de credințe și de elevare. Am fost prea axați așa să demonstrăm. De ce? Ca să fim certificați de alții cât de elevat ești tu, cât de șmecher ai devenit, câte chestii știi tu, eventual mai alergăm și după niște diplome. Și acolo mi s-a atras atenția asupra acestei ostentații, sistem ostentativ pe care îl avem din ego, de a demonstra. Și am înțeles că așa cum pe mine poate mă deranjează uneori, da? Formele de manifestare ale credinței altora. Dom'le, uite, intri, de exemplu, noi în sistemul creștin, da? Intri într-o biserică și vezi pe cineva care începe să-și spună rugăciunea cu voce tare, doar să atragă atenția, să audă lumea cât de glorioasă și mai face vreo 10 metanică, altfel poate nu ai văzut-o. Da? La maniera aia, puierilă, știi, superficială de manifestare. Deci așa cum pe mine mă deranjează lucrul ăsta, nu-ți pui problema oare? Poate și eu pe alții îi deranjez în momentul în care eu vreau să intru în stare de meditație și vreau neapărat să stau în lotus și vreau să stau cu mâinile așa și eventual și acolo într-un anumit perimetru. Bun, deci ăsta a fost primul sfat. Învățați să nu mai fiți ostentativi. Al doilea, tot la momentul trecerii dintre ani, în perioada schimbării anului, după calendarul nostru clasic, așa, nu în agetodar, ni s-a spus puteți intra în alfa și cu ochii deschiși. Asta ce înseamnă? De fapt, să menții racordarea și conexiunea cu câmpurile, indiferent de loc și indiferent de starea pe care ai senzația că o ai la un moment dat. Și într-adevăr se poate. Poți să rămâi și să fii un canal de comunicare între planuri, să permiți fluxul informațional să curgă, fiind atent și conștient și de planul în care te deplasezi în acest spațiu, dar în același timp, fiind conștient și la planurile și ascultând, practic, informațiile care ți sunt revelate. Deci avem această abilitate de a fi simultani. Parte din noi este focusată, concentrată pe anumite câmpuri, dar în același timp parte din noi se află și aici, acum. Spun că este foarte simplu. Într-adevăr, până nu se complică, nu își imaginează ce înseamnă, de fapt, simplitatea. Și atunci, după ce mai colindă și prin alte spații și imaginându-și că trebuie să facă știu eu ce, sau după ce studiază foarte mult, realizează ce înseamnă această simplitate. Nu am fost obișnuiți tocmai pentru a ne fi sustrasă atenția de la lucrurile esențiale. Deci nu am fost obișnuiți să înțelegem simplitatea, ci întotdeauna am fost încurajați să ne complicăm și să ne scărpinăm cumva invers. Pentru că, nu știu, poate își imaginează unii că a fi
autentic sau serios sau de a vorbi despre lucruri importante, trebuie să afișezi sau să faci ceva. În momentele în care accesezi acele informații, spuneam că într-adevăr îmi vin și flash-uri din alte timpuri, trăiri, dar fără a le căuta. Și rugămintea mea este să nu încercați neapărat să căutați voi, să scormoniți. Știu ce regresii să facă neapărat, trebuie să știu ce am fost în viața nu știu care. Știi cu exactitate câte întrupări ai avut sau câte forme de manifestare ai? Bun, și la ce îți folosesc astea? Apropo de întrebări din astea, ok. Și la ce îți folosesc? Când tu, de fapt, ești aici și aici trebuie să te conectezi? Îți vin acele flash-uri dintr-un anumit trecut în contextul în care este necesar să-ți dai seama ce să faci cu un anumit, cu o anumită informație sau care ți este menirea, pentru că mulți căutăm această menire și ne imaginăm că este undeva departe și trebuie să o caut. Și de fapt, menirea ta este tot un mesaj care mi-a fost revelat într-unul din locurile de lumină, este exact ceea ce faci acum. Este alt mesaj care vine să îți atragă atenția asupra prezentului. Deci nu te mai iluziona și nu mai aștepta să fii, nu știu, ființa care aduce eliberarea sau știu eu ce altă personalitate pe care mintea ta și-o dorește sau așteptările pe care le ai, ci pur și simplu fiind aici. Și atunci o să ai bucuria să descoperi că într-adevăr există o logică dincolo de logica minții noastre care așează aceste informații și îți dai seama că ceea ce faci acum are legătură cu ce ai făcut în trecut, în acel timp și spațiu. Da? Rămânând la nivelul de raportare de la perspectiva materială de care vă povesteam. În același timp, când vorbim de străbuni, de exemplu, lupul dacic, spiritul lupului alb, ne-a venit într-o meditație la Blidar. Blidarul fiind una dintre cetățile, dar și punctele de inițiere ale armatei cetodace. În acel punct a venit pentru prima dată, vedeam, și nu a fost singura când am intrat în această stare de meditație, fără o coordona. Deci ceea ce am trăit noi astăzi împreună au fost meditații ghidate. E, în locurile acelea mie îmi sunt revelate niște informații, le descriu, dar care este frumusețea? Că înainte ca eu să rostesc ceea ce văd, mai sunt persoane care la finalul meditației, când ne împărtășim unii altora ce am trăit, constată că, știi, înainte să spui tu, eu deja vedeam simbolul respectiv sau deja am văzut lupul. Da? Și au fost mai multe persoane care au perceput într-adevăr atunci lupul. Ca simbol și ca formă de structurare a informației de care vorbeam la început, o formă prin care noi asociem și ne identificăm. Deci este necesară o anumită formă a informației, că dacă ți-ar veni o ființă de lumină într-o formă abstractă, dintr-o altă civilizație, pe care mintea ta n-ar putea să o descrie, tu ai fi bulversat. E, și credeți-mă că sunt atât de înțelegători cu nivelul nostru, încât nu vor să ne ducem cu sorbova. Și în același timp vor ca dezvoltarea noastră și evoluția noastră să se desfășoare într-un sistem armonios, de echilibru. Și automat, atunci ei prin formele prin care mintea noastră poate să identifice. Un alt moment extraordinar, în tot de revelionul acesta a avut loc, mergând către Sarmi Segedusa în condiții de iarnă, nu poți să mergi cu mașina chiar până în parcare și depindești de mașină. Și pe Valea Albă, pătrunzi către Sarmi Segedusa, pe jos. Pentru prima dată am primit o inițiere înainte de Revelion, înainte de 1 ianuarie,
din partea preoteselor, dar fără a mai urca noi în cetatea lor, ci ele au coborât exact la punctul la unde se află acel semn de indicatorul cu drumul către poteca, către cetate, către fețele albe. A fost ceva inedit. Deci ele s-au coborât la noi. Mai mult decât atât, noi oricum aveam în proiect să ajungem la Sarmisegetusa, dar eu niciodată obiectivele nu mi le propun din mintea mea să-mi fac ca exact cum vă vorbesc și acum. Nu mă gândesc ce să vorbesc, ci pur și simplu vin informațiile și ideile curg. Așa ca și în timpul emisiunilor. Da? Eu nu stau. Știu, îmi fixez o temă, sunt inspirată pe o anumită temă, dar las pe urmă totul să se desfășoare într-un mod natural, firesc. E, și știam clar că voi ajunge intenționez să ajung la fețele albe, dar cu siguranță după anul nou. Apropo de filtre și de egregori, nu suntem singuri. Să n-aveți senzația asta că suntem abandonați și suntem la cheremul forțelor întunecate, da, să le zic așa, vibrațional joase, ca să le definim mai corect. Și întotdeauna există acei luptători ai luminii, acei veghetori, acei gardieni, atât ai locurilor, atât ai națiunii, cât și planetari. E, apropo de aceste filtre, ulterior aveam să aflu de ce mi s-a spus, deci înainte de Revelion, veți urca, sunteți bineveniți în cetatea noastră, dar nu veți urca toți. Că uitam stânga-dreapta, cine era pe acolo? Cine știe, poate scrântește careva un picior sau se întâmplă ceva sau nu poate sau cine știe. Oricum, să știți că întrebări de genul ăsta am început de mult să nu mai le pun și să las lucrurile să decurgă de la sine. Vezi că bate semnalul în așa. Să mai ascult. Nu, cearcă să găsească semnalul. Așa. Și la un moment dat am înțeles de ce nu am urcat toți. Culmea, tot în aceea zi, când ne întorceam de la Sarmisegetusa, o participantă cade, dar cade, îi alunecă piciorul, că era chețuș și era, spun, în condiții de iarnă, cade, de rămâne fără răsuflare și a durut o coloană mult timp. Am înțeles atunci cine avea să nu urce la Sarmisegetusa. Dar ce este interesant este ca să înțelegem cum vin informațiile și cum se așează anumite evenimente ca să ne prindem și noi. A căzut tocmai în punctul în care la ducere primisem inițierea preoteselor și acceptul lor de a urca ulterior sus în cetate. Deci în același punct. Mai mult decât atât, am observat că există acești gardieni ai egregorului național și anumite informații care nu trebuie spuse, probabil pentru a fi protejați anumite persoane sau o națiune, probabil. Da? Mai mult ca sigur. Nu se permite înregistrarea informației. Sau persoanele care vin ca să mai tragă așa un pic urechea, că se mai întâmplă și cu tine ăștia, nu sunt atente. Sau nu recepționează. Fie adorm, fie nu sunt acolo, fie în motive, în situații. Atunci am realizat că n-am de ce să mă sperii eu și să-mi fac griji de ce se va întâmpla o informație ce se va întâmpla cu neamul meu. Pentru că eu știu că există această conlucrare multidimensională și ceea ce este menit să se întâmple, se va întâmpla. În schimb, ceea ce dorim din tot sufletul nostru întotdeauna este binele acestei națiuni. În schimb, amintirea, activarea anumitor informații, trecerea noastră prin anumite puncte, la un moment dat, ce spuneam eu de acea chemare a anumitor locuri, a străbunilor noștri, face să se activeze, să se dezvolte în potențial, în ființa
celor care trec pe acolo acele date necesare în evoluție. De aceea spun că măcar o dată în viață, dacă ați reuși să mergeți în punctele în care vă simțiți chemați, de care vă simțiți chemați, că poate să fie el Țurțuduiul din Țara Luanei, că poate să fie Sarmisegetusa, că poate să fie Bucegiu. Atunci când simți din interiorul ființei tale că vrei să ajungi într-un loc, fă-o, pentru că structura ta informațională are nevoie de acea conștientizare, de acea activare, de acea inițiere. Străbunii sunt alături de noi și sunt în noi. Veghetorii planurilor subtile există. Și nu sunt singura care vorbește despre acești veghetori. Spuneam de existența anumitor sincronicități. Apropo de o altă coincidență, ultimul volum al lui Radu Cinamar, Drumul către al doilea tunel, către interiorul Pământului, el a scris acolo o prefață și a menționat la semnătura prefaței data 10 ianuarie 2017. Cartea mea a început a fi scrisă pe 9 ianuarie 2017, cu o zi înainte. Culmea, mai mult decât atât, sunt informații pe care eu le-am trăit, le-am conștientizat și am zis, uite, Dumnezeu s-a trezit, cum s-o scrie înaintea mea. Sau tu ești cineva? Ești cineva? Nu cred. Cine știe, uite, așa mai dezvoltăm, mai dăm o ipoteză. Sau câteodată. Sau câteodată, da, în pauză. Da. Ei, imaginează că nu mă apucam să scriu două cărți în paralel. Acum, dă un coro de treabă, chiar așa. Las că știu. Dar aici, apropo de sincronicități și faptul că nu suntem singuri, chiar dacă nu ne cunoaștem între noi, chiar dacă ființe care rezonăm pe același nivel vibrațional, venim din aceleași nivele de conștiință, observați că există undeva o nostalgie în ființa umană a noastră, în structura noastră umană, aceea de asociere, de adunare. Și, doamne, unde stăm mult să facem, să trecem. Dar vă spun că la nivel subtil nu este necesar. Pentru că acolo se creează legătura între noi. Noi acolo ne recunoaștem, ne găsim și simțim că ceea ce percepem face parte din adevăr. Dacă este dat ca o informație să fie revelată, ea va fi revelată. Într-adevăr, sunt anumite momente și spuneam că există anumite filtre. Mi s-a întâmplat la camera pe care o avem și acum, nou-nouță era, carduri noi. Într-o meditație pe care am avut-o acolo în Bucegi, am intrat într-o ședință de channeling de o oră și jumătate. Deci a fost o transmisie intensă. Aflați că informațiile de atunci, oarecum o parte din ele sunt trecute și de Radu Cinamar în mare, dar depășesc cu mult, să zicem, gradul nostru de a admite sau de a accepta conform condiției noastre. De ce? Pentru că sunt lucruri, wow, vă spun, revoluționează mult cunoașterea. Întotdeauna am intuit că istoria umanității este confecționată, ceea ce știm noi. Și că, de fapt, adevărata istorie a ceea ce suntem și cine suntem, de unde provenim și așa mai departe, va fi, la un moment dat, cunoscută. Este o chestiune doar de timp. Aveți răbdare cu acest timp. Pentru că, cu siguranță, ceea ce am perceput atunci a rămas în structura atât a mea, dar și a celor participanților din acea deplasare. Și chiar dacă, coerent, să zicem, cu mintea, nu pot să redau informația, s-a așezat așa ca o peliculă. Atunci când va fi momentul, ea se va activa. De fapt, aici este interesant.
Când vorbesc de acea cunoaștere și de conexiune cu străbunii, cu esența noastră, cu structurile noastre, vorbesc de fapt de acele trăiri care includ în ele informația. Deci știu că știu, dar nu o să mai stai să analizezi de unde știu asta, mă, dar de unde am auzit-o. Știu că tipul, îl intuiesc așa, a expirat. S-a spart clepsidra. Mulțumesc încă o dată, Cornel, pentru oportunitatea pe care mi-ai oferit-o de a împărtăși din cunoașterea atât cât mi-a fost permis până în acest moment să o împărtășesc. De asemenea, tot ceea ce facem împreună, fiecare dintre noi, are însemnătate, este important și ne împlinim fiecare dintre noi menirea. Iar viitorul nostru este așa cum îl vom crea noi. Ceea ce crezi, creezi. Nu mai trăiți în vibrația fricii, a necunoașterii, a spaimelor și nu permite să mai fiți sustrași de iluzii. Și înțelegeți că în fiecare dintre noi există, de fapt, acest potențial interior prin care ne putem conștient racorda la cunoașterea străbunilor noștri, dar și a ceea ce suntem noi în esență. Amintește-ți ce ești și astfel lumea este schimbată. Vă mulțumesc! Mulțumesc.